Salut, bă, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon. Ce ai mai roțile și ăsta, roz, ce ai făcut, mă, la BMW-ul ăla, ai bătut joc de el? Păi bine v-am regăsit la un nou episod, așa cum ziceam, cu grasul și grasul. Bă, tu de ce ai, mă, un Lambo? A, lasă-l pace. Haideți să strângem, fraților, 1000 de like-uri pentru frumoasa noastră serie de Forza Horizon, pentru că a început să vă placă mai mult decât a început să deja să vă placă și să-i dăm bătaie cu următoarea noastră idee de video. Astăzi o să facem în felul următor. Fiecare o să aleagă mașina celuilalt. Deci eu o să-i aleg mașina lui Grasu, în timp în care el o să țină ochii de ăsta închiși și o să-i spun, dă-i dreapta, stânga, așa mai departe, până hotărăsc eu că ajunge și o să aleagă fix mașina pe care are click-ul în momentul respectiv, după care Grasul lui Bercea și lui ăsta, Grasul lui Andrew și Andrew mie. Deci prin să răți ideea, haideți băieți să mergem ca să nu mai pierdem vremea. O să alegem mașini pe care le avem deja, pentru că mie că poate după prins vreo mașină din aia de 2-3 milioane și n-are niciun rost, sincer. Așa că dați la mașinile voastre. Da. Așa, și tu, Grăsane, da, te rog să închizi ochii. Da. Și apasă pe dreapta și ține apăsat. Țin. Ține. Stop! Stop, prietenul meu, te-ai oprit? Da. Dă-i în jos de două ori. Gat. Ce primiți, prietene? De fapt, nu ne zice. Alegeți-o, dar nu ne spune. Hai. Acum. O mașină interesantă, pot spune. Bine, hai. Spune-i lui Andrew când să dea. Grasule, închide ochii, te rog. Da. Și deschide gura. Nu. Hai, Grasule, hai. Nu-i dreapta. Bă, ți-a apăsat pe dreapta. Ține, da, ține, da. ține. Stop! Da. Las-o acolo. I-o făcut, el credea că îl mai pune să dea în jos, okay. Mamă, Grasule, ce amuzant ești. Ok. Ok, acum, pe fraza tău, mie, pe care îl iubești mult. Dreapta. Ți da? Da. Ți da? Da. Te oprești, dai de 3 ori în stânga și o dată în jos. Bă, bine, aș putea spune. Ce haideți, băieți? Bă, eu zic să le modificăm complet pentru că în felul ăsta, dacă unul are o mașină mai proastă, are totuși ceva șanse. Că dacă lăsăm fără motor și fără alea, mie că e cam nasol. Sincer. Așa că what haide. The fucking shit is that? Mamă! Bă, eu luai o mașină foarte frumoasă. Foarte frumoasă, Grasule? A mea nu e frumoasă. Bă, o să o fac așa. N-are rost să nu. Ha? Pa ta e neagră, bă. No, fuck. Buci jos, pistolilor. Hai, prietenii mei, graci. Bă, a de pe S. Bă, ți-am zis că ești prietenul meu gras, te-ai supărat? De. De ce, Grasule? Sunt sensibil. A, ești sensibil la gras. A, știam eu că de asta. Mamă, băieți. Mamă. Da. Vă cac cu mașina asta. Da, prietene. Mă, prietenul nostru, de ce spui tu vorbe din astea urâte la adresa noastră? Pe bune, că eu chiar nu prea da, înțeleg. Prietene. Că tu, eu cred, consideram, în mintea mea proastă, că tu ești prieten cu noi. Da, prietene. Mă, la ce ești prinsă, mă, acolo de să tot bucur așa? Da, prinsă un căcat. Da. Ia-l în gură, bă. Hai că schimbai, modificai pe motor. Nebunie, ce-ai? Nebunie de femeie bună, ca vă aștept afară, bă. Mai am exit. Diamant. Da, mașina mea are o tonă 600 în puii mei. E cam grăsuță. După ce o ușurai. Mamă. Să vedem cum o țin eu pe asta pe stradă, sunteți nebuni? Mamă, ce mașină, mamă ce bine. Mâncavaș. Eu nu țin pe asta pe stradă. Eu nu țin pe asta pe stradă. Asta are Infinity, eu am un american că de-aia break, dar nu știu ce e aia cu Ben în spate, e HSV Limited Edition, nu știu cum e. Uite aici. Ce e asta, bă? Nu știu, bă. Ce dubios arată. Bă, da, șmecheră-i mașina asta. Și tu, Grasule, ia vină, bă. Bă, Bentley Gold-Golut, ești nebun? Dar să știi că asta fuge surprinzător, nu știu de ce. Haideți la un drag rapid, așa, bă, că e singurul lucru, la singurul lucru la care o să vă bat, vă spun de acum. Ca pe curs să mă faceți pe Mustang. Bă, nu reușești să-l ții tu pe ăsta pe stradă, Andrew. Când e 4x4, bă, băule. Bă, normal că-i fac cu 4x4, dar... A, ești tryhard, bine, mă? Mă, ce?
Bă! Bă, și când aleg eu pe pentru el, mă, și tot e tryhard. Da, grași să ne spune, bă. Repede, sunăm noi cum, cu totul. Nu, nu, mă, chiar... Bă, nu de asta, nu, chiar nu de asta. Zisei, camera, pentru că... Bă, mă, ce urât face. Hai, băieți. Hai, prietenii mei. V-a zis că e singurul la care vă fac. Salut, grasule. 312, ești nebun. E singurul la care o să vă fac. Mă duc repede să fac cursa. Și să vedeți dacă o țin eu pe asta pe stradă, mă pup. Dar face urât rău de tot. Hai, băieții. Gata, vedeți că vă dau invite. Neața, băi, fraților, oprim puțin acest episod pentru a vă readuce aminte, așa cum bine știți, de Boosteroi. Platforma în cloud pe care vă puteți juca joculețele voastre preferate fără a avea nevoie de instalarea sau descărcarea lor, sau descărcarea sau instalarea, cum vreți să-i spuneți, și mai nou le puteți juca chiar și pe telefon. De asemenea, prețurile s-au schimbat, o să le afișez undeva aici în dreapta. Și dacă sunteți interesați și doriți să aflați mai multe detalii, avem acolo în descriere primul link. Intrați și o să vă trimită la pagina lor oficială. Vă pup și vă las cu videoclipul în continuare. Custom și vrea grăsunul pe summer, pentru că lui nu-i place iarna, fraților. Da, nu era pe bine iarnă. Pe iarnă. Că știu bine, că era bine. A, după ce vă trimise invitația, hai iarnă, da. Da, hai, acum las-o așa grasul, după ce ne trimise invitația, îți dai seama. Dar nu găsesc mai. Eu aș fi vrut pe iarnă, că cred că fuge frumos pe iarnă. Bă, de curent car, mă, trebuie să dai de câteva ori în dreapta și o de aia de curent car, mereu. Da. Grasule. Mamă, ce joc e. Tași din gură, te-am zis. Gata. Bă, era super pe iarnă asta, ești ne... Bine, mai puțin am. Grasule, vezi că deja vorbești ca multe. Grasule, tu îmi zici mie să tac? Da. Bă, tu cu mine vorbești? Ai grijă cum vorbești. Ai grijă cum vorbești, că spui ca multe deja, da. Ce ai zis? Cer scuze, grasule. Bă, tu așa vorbești nu cu el? Nu te-am auzit bine, tu mi-ai zis cumva să-mi ceri o scuze? Grasule, te bat. Bă. Sălbaticule, cu ce am greșit de mă tratează cu a ta lipsă de respect? Bă, nu, dar pe bune, cred că dacă aș avea un prieten ca asta, l-aș bate în fiecare zi. De asta așa arogant, așa, că ce, că tu ce mi-ai spus tu mie, că... Cine, mă, Bercea? Da, 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 dacă ar face ca Bercea, gen. Dar, gen, să facă pe bune, nu miștouri. Hai, prietenii mei. Vino, vino. Hai vino la mine, ca să-ți fie, să-ți fie ție bine. Știu că suntem singuri și nu te voi uita. Ara-ra-ra, ara-ra-ra-ra. Lăsați-l, iertați-l, bă. Iertați-l, bă. Nu, nu e el, e alcoolul din el. Păi dacă beau iarăși cu noaptea în cap. În loc de o ciurlap de pâine cu dulceață... Simt nevoia să consum alcool de dimineață! Bă, tu-l văzuși? Păi da, tu știi că pusă-i frână și nu mă mai înțeles să-i cu ea! Mersi, bă! Te pup! Hai că te ajut, ai putut! Bă, dar ajut din tastatură, mâncați așa, mă, besul ăla pornit! De ce nu-ți luași, mă? De ce nu-ți luași ăla maneta? Păi tu știi cum îmi pune mie frâna? Da, s-a dus. Păi pune, mă blochează roțile și se duce Sanie. Păi și n-ai ABS-ul deloc, mă, tu? Păi nu l-am, că așa joc cu el. S-a dus, băieți. Da, când ai volan cu pedale are dreptate. O făceam, da. Nu, ăsta are mașina. Da, mă, da, că el sigur o să ia pe da bătaie. Bă, pe bune că e greu să o ții bine, aparent să știi că nu e atât de nasoară. Da, văd, e rachetă. Bă, eu știu cum era doar spate gras. Și doar spate, aoleu, nu te înțelegi, nici acum nu ia curbele bine. Dar nu fuge atât de urât cum așteptam, sincer. Vino, iubito, că țin la tine. Au, mamă, ce te duie aici. Te văzui că veniști cam puternic, dar zisei, bă, hai bă, că o avea el handling ca lumea. Nu, mie știți unde mi-e frică și de fiecare dată m-am, bine, de fiecare dată, când nu sunt atent, aici. Mă fac praf, aici. Deci fix în curba asta. Iau curba acolo de... Da, de da, și știi care e chestia? Da, exact. Dacă pierzi curba aia, fix în pomi intri. Că sunt vreo 3-4 pomi unul lângă altul, n-ai cum să-i ratezi. O salut, băieții. No, că vă fac, bă. Dar pe curbe chiar stă foarte prost. Doar că e nici foarte... Eu nici nu mai trebuie să concurez. E foarte agresivă și nu... Grasule. Sau și lovii. Zizeu, bă, grasule.
Bă, știi care e faza? Că chiar nu mă puteți înjura. Da, îmi trage dreapta, bă. Dar oricum nu-l ajungi prea, uite și tu, deci ajung în curbe lângă el. Da, uite, acum uite și tu ce se duce, ești nebun. Păi zisai că în curbe sunt prost, dacă recuperezi după. Te anunțai. Ce ai, bă, ești nebun. Da, în curbe fă prost, rău, mâncați-și, dar... Păi da, dar nu-l ajungi. Deci când te apropii foarte bun de el, o făcutai la 0.5 în spatele lui. Dar ce să-i faci? Și după dată-i rombă, bom, 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 mă dă-sai în trombă. Vreau să le fă porțiunea de viteză, că la 0.5, știu unde? 5.30. Bă, deci tu știi cum plecă? Că uite, prinsai doar 350. Hai pe aici, cât ai? Cât ai? 360, 70. Eu am 220. Păi hobă, acolo, la autostradă, să-mi spui. Că acolo e porțiunea dreaptă, hai. Da, da, da. Bine, mașina hai. Nu are putere în primul. Ok, hai, pe autostradă, autostradă, vă, să-mi spui cât prins. Bine. 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 8 secunde, grăspe. 75, 375, prins. Nu știu cum este lui ăsta să fie tryhard. Bă, ești resimțit că mi-a lăsat mașina, aveam ochii închiși. 300 abia acum. 303, 304, 306, 307, 308, 310, băi. Grasule, eu luai 375, dar ce să-ți fac, prietene? Păi, tu dăduși top speed pentru curbe. Asta este, eu n-am ce să-ți fac. Păi eu mi-a lăsat, mă, băule. Păi și eu mi-a lăsat, la ce mă înjuri? Ești tryhard. Că dacă le lăsam, că și-a mi-a fost spate. Dar nu, că ne lua mai rău, cred că... Păi, mai ales tu. Ba nu, că cred că sincer cu spate. Bă, dar eu sincer nu mă gândi la chestia asta. Mă gândi că dacă prinde unul o mașină mai proastă, dacă le schimbi motoarele, poate să fie avioane alea. Da, ai de tot. Nu de asta, dar rahat, cred că dacă așa ăla n-avea nicio șansă. Îți lua mai mult aia. Tu cât ai, bă, Andrew? Eu? Da. Ce zau? Pe top speed, da, pe top speed mi se duce în vreo 440, cred că asta, dacă l-am în spate. Eu sunt stricată, ce să-i fac? Da. Ești nebun, am 15 secunde de la 0.5, ești nebun. Păi da, bă, pentru că aici niciodată n-am luat un halul ăsta, adică fără să greșesc. Aici e porțiunea aia dreaptă, gras, de aia. Să duce, bă. Dar mi se pare că, deci, dacă e spate, mi se pare că prinde 420, 30, 40, nu știu, ceva de genul ăsta. Top speed. Bă, că nu cred că termin cursa, da. Nu termin, stai niște. Eu terminai, bă. Păi ce, că-mi luai eu 18 secunde. Care eu păi fusem da, nu ești departe așa, Andrew e la 91, tu ești la 98. Bine, e distanță, îți dai seama, dar nu e atât de mult. Bă, dar e buguit oarecum, deci ce-mi scrie mie time remaining aici și ce vă scrie vouă time remaining nu se pupă una cu alta. Știu. E, sunt dacă vreo 3 secunde diferență. Dacă nu se făcea praf mașina... Da, poate-l făceai. Și mi se făcut praf iure, adică nici nu mă lovi nasol. Bă, bine, dar Andrew nu avea scor așa, rău, bă. Cum asta dracu, dar slabă, rău, 961, nu era... Da, pe mine mă violă că... Nu, no, Infinity-ul are... Da, știu. Da, pe n-ai văzut când am jucat atunci, fără ABS, din tastatură eu, n-am avut nicio șansă, ce-ai. Ce voiam să zic, Infinity-ul ăla e ok, dar nu prea, adică nu... Nu se modifică cine știe ce la el, nu prea e de performanță așa. Bă... Asta este vorba lui Grasul și că nu vreau să fiu tryharder. Se nimerește, frate, trag mașinile la mine dacă eu am mașini șmechere, Grasule. Ce vrei să fac? Eu nu țin toate jafurile în garaj. Îmi pare rău. Da. Și, bă, fraților, cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like dacă doriți, normal, și dacă v-a plăcut. Și noi o să ne vedem, ca de obicei, data viitoare. Hai, pa, pa, pa.